am venit la interviu cu băiatul meu care vrea să te cunoască. Ai mulți fani în categoria asta de vârstă. Ce sfat ai avea pentru ei legat de programare, de vlogging? Atât programarea cât și vlogul au un substrat comun. În spate se află foarte multă muncă. Mie mi-a luat 10 ani să învăț informatică, să ajung să lucrez la Google sau la Facebook. Din nou mi-a luat un an și jumătate să ajung la nivelul pe care l-am acum pe YouTube și nivelul respectiv a spus povestea vieții mele, adică eu pe YouTube am spus povestea pe care am construit-o timp de 10 ani. Deci în spate e vorba de foarte multă muncă și perseverență. Sunt două ingrediente pe care le-am identificat ca fiind comune pentru aproape toate ariile sau toate domeniile în care mi-aș dori să intru de acum încolo și cam asta pot să le recomand și lor și oricui se uită. Legat de programare, cu ce ar trebui să înceapă? Există o vârstă potrivită? N-aș putea spune că există o vârstă, cu siguranță cu cât încep mai devreme, cu atât e mai bine. Pentru că ai mai mult timp și poate nu resimți neapărat o presiune financiară sau presiunea timpului. Pentru că dacă te apuci de informatică la 25 de ani, sigur, poți să înveți informatică, însă vei avea niște facturi de plătit, vei avea anumite lucruri de întreținut și atunci nu mai ai suficient timp și poate energie să investești în a acumula skill-urile necesare. Și atunci, cu cât începi mai devreme, mai ales dacă ești în școală generală sau în liceu, cu atât e un avantaj pentru tine, pentru că ai timp la dispoziție și timpul respectiv poate să te ajute să acumulezi mai multă informație, să fii mai bun atunci când vei intra pe piața forței de muncă. În generația mea, părinții ne băteau ca să intrăm în casă, glumesc așa cu bătut. Azi copiii sunt certați ca să iasă afară la joacă. Cumva, îndreptându-i în direcția asta, la o vârstă de 12, 13, 15 ani, nu îmi pierd din timpul ăsta de joacă? Eu am fost destul de axat pe muncă încă de mic și mi s-a introdus o autodisciplină pe care m-a ajutat să ajung unde sunt acum. Dacă m-aș întoarce înapoi, eu aș face același lucru, adică nu cred că aș schimba foarte multe lucruri la situație, însă consider că e bună o balanță între muncă și relaxare. E bine să păstrezi o minte sănătoasă. Nu mi se pare că e ok să pui o presiune foarte mare pe cineva să învețe ceva dacă nu motivația nu trebuie să vină din presiune. Ai văzut interviul lui Shelly? Da, l-am văzut. Cum ți s-a părut prestația lui și percepția publicului? Percepția publicului nu o știu, pot să vorbesc din punctul meu de vedere. Am urmărit interviul și l-am urmărit cu mare plăcere. M-am bucurat să văd că își expune ideile și în spațiul public și dincolo de entertainmentul pe care îl face pe YouTube și m-am bucurat să văd că e un om foarte rezonabil și cu o rațiune foarte, foarte bună. Adică la 18 ani să ai o asemenea prestație mi se pare de lăudat. Sigur, am avut ocazia să-l cunosc înainte și mă așteptam la asta de la el și sper să o facă în continuare ceea ce face, pentru că face foarte bine și sper să dea cât mai mult din lucrurile pe care le-a învățat el și poate să intre chiar spre sfera asta educațională, dacă o să-i permită timpul.